Ioana, ai venit la Farul Constanța cu ce gânduri și dacă a fost greu să accepți oferta formației noastre? Bună ziua, în primul rând, nu a fost greu deloc de a accepta oferta primită, iar am venit cu gânduri de a câștiga toate trofeele puse în joc. Este o provocare pentru tine, ai deja experiența câștigării titlului cu Olimpia Cluj, acum cu siguranță la Farul îți dorești aceleași obiective. Bineînțeles că îmi doresc să câștig tot ce se poate și pe plan personal să progresez. Prezența în Champions League va fi un alt examen important? Da, am văzut și tragerea la sorți, însă trebuie să o luăm pas cu pas și să ne gândim la primul meci de acum. Veți avea o lună de pregătire, o lună în care trebuie să vă omogenizați pentru că sunteți multe jucătoare noi la Farul. Da, încă sunt în proces de adaptare, însă am încredere că va fi totul bine. Este foarte bine că totuși vă cunoașteți între voi de la echipa națională, ați reușit acolo o frumoasă performanță, calificarea în play-off-ul campionatului european, ai și marcat, felicitări, cum a fost la lot? Mulțumesc, a fost bine, mă bucur că ne-am calificat pentru play-off și da, cu majoritatea fetelor mă știu, însă îmi trebuie puțin timp de acomodare. Acum și de la Farul sunteți mai multe jucătoare la lot și este foarte bine acest lucru. Da, acest lucru este bine pentru noi, să ne facem un antrenament și aici cât și la național cât de bun și să progresăm toate. Ce mesaje să le transmiți fanilor constanțeni care cu siguranță vor fi alături de voi în continuare și sezonul viitor? Știu că fanii constanțenii susțin foarte mult și fotbalul feminin și i-aș ruga să ne susțină în continuare cât de mult este posibil.